Să-i mulțumim lui Dumnezeu că pentru vecii nesfârșiți este izvorul mântuirii și aș vrea ca împreună să deschidem cuvântul lui și să citim pasajul care ne va sta în seara aceasta în față și vom deschide la Iuda și vom citi de la versetul 5. Iuda, versetul 5. Vreau să vă aduc aminte, măcar că știți odată pentru totdeauna toate aceste lucruri, că Domnul, după ce a izbăvit pe poporul său din țara Egiptului, în urmă a nimicit pe cei ce n-au crezut. El a păstrat pentru judecata zilei celei mari, puși în lanțuri veșnice, în întuneric, pe îngerii care nu și-au păstrat vrednicia, ci și-au părăsit locuința. Tot așa, Sodoma și Gomora și cetățile din prejurul lor, care se dăduseră ca și ele la curvie și au poftit după trupul altuia, ne stau înainte ca o pildă, suferind pedeapsa unui foc veșnic. Totuși, oamenii aceștia, târâți de visările lor, își pângăresc la fel trupul, ne socotesc stăpânirea și batjocoresc dregătoriile. Arhanghelul Mihail, când se împotrivea diavolului și se certa cu el pentru trupul lui Moise, n-a îndrăznit să rostească împotriva lui o judecată de ocară, ci doar a zis, Domnul să te mustre. Aceștia, dimpotrivă, batjocorește nu cunosc și se pierd singuri din ceea ce știu din fire ca dobitoacele fără minte. Vai de ei, căci au urmat pe calea lui Cain, s-au aruncat în rătăcirea lui Balaam din dorința de câștig. Au pierdut într-o răscoală ca a lui Core. Sunt niște stânci ascunse la mesele voastre de dragoste, unde se ospătează fără rușine împreună cu voi și se îndoapă de-a binelea. Niște nori fără apă, mânați încoace și încolo de vânturi, niște pomi tomnatiși fără rod, de două ori morți, dezrădăcinați, niște valuri înfuriate ale mării care spumegă rușinile lor, niște stele rătăcitoare, cărora le este păstrată negura întunericului pentru vecie. Amin. Și aș vrea în cele ce urmează să ne oprim asupra versetului 10. Aceștia, dimpotrivă, batjocorește nu cunosc și se pierd singuri în ceea ce știu din fire, ca dobitoacele fără minte. Aș vrea în cele ce urmează primi la lui Dumnezeu să răspundem la mai multe întrebări și prin Duhul Sfânt aș vrea să răspundeți la cel puțin două întrebări. Cine sunt ei apostații și încotro se îndreaptă? Și cine suntem noi și pe ce cale umblăm? Cine sunt ei? S-a vorbit foarte mult în locul acesta despre caracterul apostaților, despre dorințele lor, despre poftele lor, despre frământările lor, despre scopul pe care l-au. Scrie în 2 Petru, în capitolul 2, la versetul 1, cum și între voi vor fi învățători mincinoși, care vor strecura pe furiș erezii nimicitoare, se vor lepăda de stăpânul care i-a răscumpărat și vor face să cadă asupra lor o pierzare veșnică. Amin. Cine sunt ei? Și citim în versetul 10, versetul pe care l-am citit, că sunt bajocorește nu cunosc, sunt lipsiți de cunoștință, sunt niște ignoranți. Sunt niște ignoranți și ei nu cunosc adevărul și nici nu vor să-L cunoască. Ei nu-L cunosc pe Dumnezeu și nu vor să se pocăiască de starea lor. Citim în Osea, la capitolul 4, la versetul 6, prima parte a versetului. Poporul meu piere din lipsă de cunoștință. Și nu era doar aceasta. Ei îl părăsiseră pe Dumnezeu, se închinaseră în fața idolilor, trăiau pentru idolii aceia, întorseseră spatele lui Dumnezeu. Și ce s-a întâmplat, dacă citim în Osea mai departe, aflăm că Dumnezeu i-a părăsit, că Dumnezeu s-a depărtat de ei și au devenit robi. Și știți ce a însemnat această robie pentru poporul evreu? A însemnat o durere fără alinare. Dumnezeu nu mai era cu ei. A însemnat că au fost luați din casele lor, au fost târâți.
cetățile le-au fost arse, femeile, scrie în Biblie, își mâncau noi născuți în acele zile. Erau bătuți, erau batjocoriți, ei care fuseseră liberi, care fuseseră binecuvântați de Dumnezeu, Dumnezeu fusese în mijlocul lor. Și acum plecase. Și aș vrea în continuare să vedem ce înseamnă lipsa de cunoaștere și se leagă de o credință, lipsa de cunoaștere de o credință falsă, o credință superficială. Dacă ne gândim la Ioan 8, vedem, este un pasaj care vorbește despre farisei și cărturari care au vrut să-L ispitească pe Domnul Iisus, să facă o greșeală și prin aceasta să-L prindă și să aibă de ce să-L învinuiască. Și Domnul Iisus nu s-a lăsat prins în cursa lor. Și apoi Domnul Iisus rămâne singur, mulțimea vine la El și este acel pasaj care vorbește despre Iisus, lumina lumii. Și oamenii nu înțelegeau ce vrea să spună și la un moment dat, în versetul 30, citim că mulți au crezut în El. Iar apoi, în versetul 31, aceleași persoane care au crezut în El, iudeii care au crezut în El, au început să poarte un dialog cu Domnul Iisus. Și se lăudau. Noi suntem din Avraam și Domnul Iisus spune, cei care vor rămâne în cuvântul meu vor fi ucenicii mei și dacă fiul vă face slobozi, veți fi cu adevărat slobozi. Și apoi le spune că nu sunt din Avraam și că tatăl lor nu este Dumnezeu și oamenii aceia care spune că au crezut în El s-au mâniat atât de rău pe Domnul Iisus pentru că acesta îi învinuia pe drept. Și în versetul 59 din Ioan 8 citim că au luat pietre și au vrut să-L omoare. Lipsă de cunoștință, o credință superficială care duce la pierzare, care duce înspre iad. Și apoi citim despre adevărata cunoaștere, tot în Ioan, la Ioan 17, versetul 3. Domnul Iisus, în rugăciunea aceasta adresată Tatălui, îi spune și viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care L-ai trimis Tu, adevărata cunoaștere. Viața veșnică nu stă în fapte bune sau în declarații mari pe care le facem noi, ci stă în cunoașterea Lui, stă în cunoașterea Domnului Iisus și a Tatălui. Cineva spunea la un moment dat, cum crezi tu, care ești nebun, că vei ajunge în ceruri când tu nu petreci deloc timp cu Dumnezeu, când tu nu-L cunoști pe pământul acesta? Crezi că vei avea îndrăzneala să vii înaintea Lui să spui, Doamne, eu nu Te-am cunoscut aici pe pământ, dar vreau să Te cunosc o veșnicie. Ce nebunie! Cunoaștere adevărată! Și apoi vedem despre apostați că sunt târâți de păcatul lor. În versetul 8 citim târâți de visările lor. Apostații și oamenii păcătoși de altfel doresc păcatul. Ei sunt târâți de pofta lor, sunt târâți de păcatul lor și nu vor să audă de sfințenie. Târâți de păcatul lor. Și când mă gândesc la cuvintele acestea, m-am gândit la un exemplu din Vechiul Testament al unei persoane care fusese binecuvântată de Dumnezeu. Fusese unsă de Dumnezeu și spune acolo că îl iubea pe Dumnezeu și se ținea după obiceiurile tatălui său. Și este vorba despre Solomon. Și ai fi zis că va fi cel puțin la fel de sfânt ca David, ca tatăl său, că se va apropia cel puțin la fel de mult de Dumnezeu cum s-a apropiat David. Însă nu. A avut un început bun, dar apoi, citim în 1 Împărați 3, că și-a luat de nevastă pe fiica lui Faraon. Și cei care citiți Vechiul Testament, știți legea pe care Dumnezeu o dăduse prin Moise. Niciun contact cu Egiptul. Să nu vă luați fete dintre neamuri, pentru că ele vă vor pleca inimile spre idoli străini. Și Solomon tocmai asta face. O ia pe fiica lui Faraon, o duce în cetatea lui David, în locul în care fusese adăpostit chivotul și o lasă acolo. Și apoi neascultarea lui continuă și apare în fața lui Dumnezeu și spune, Doamne, eu vreau doar înțelepciune ca să conduc poporul acesta. Și Dumnezeu tace, nu spune nimic. Și apoi dă mai mult decât a cerut lui Solomon. Dar el continuă în păcatul lui, strânge averi, își ia soții multe.
și se depărtează tot mai mult de Dumnezeu. Și făcând o paranteză, fiica lui Faraon este orice lucru din viața ta care te depărtează de Dumnezeu și te apropie de lumea aceasta, orice compromis pe care îl faci și care îți împietrește inima și care te depărtează de Dumnezeu. Te vei lăsa târât de fiica lui Faraon sau te vei pocăi și te vei întoarce la Dumnezeu câtă vreme este har. Și în 1 Împărați 11, închizând paranteza, în 1 Împărați 11 vedem un Solomon îmbătrânit în neascultarea lui. Și ce spune, ce scrie acolo în Scriptură? Târât de iubire și-a plecat inima către idoli străini. Ce grozăvie! Aceeași persoană care trăise în curăție, care se înfăcișase înaintea lui Dumnezeu și mijlocise pentru popor, care construise un templu, s-a lăsat târât de păcatul lui. Deci am văzut că sunt lipsiți de cunoaștere și că se lasă târâți în păcatul lor. Și apoi s-a vorbit și data trecută despre idolul eu. A spune despre apostați că sunt păstori care se hrănesc doar pe ei. Ei nu se uită la binele celorlalți, se uită doar la ei, doar la împlinirea poftelor lor. Și dacă legea lui Hristos în Galateni 6 citim, spune să ne cărăm poverile unii celorlalți, legea lor spune cât mai mult pentru mine, să-mi împlinesc eu poftele. Sunt bogat, m-am îmbogățit și nu duc lipsă de nimic. E strigătul unei biserici nesfinte, care se mulțumește cu ceea ce este, care nu se apropie de Dumnezeu, care a înlocuit sfințenia, neprihănirea, care a înlocuit căutarea împărăției lui Dumnezeu și a neprihănirii, cu lăcomia, cu mândria. Și Leonard Ravenhill spunea într-una din predicile sale, păcatul cel mai mare al omului este să considere că se poate descurca și fără Dumnezeu. Să consideri că te poți descurca și fără Dumnezeu. Și tu nu știi, zice Domnul, că ești ticălos, nenorocit, orb și gol. Dar tu ce faci? În mijlocul păcatului din biserică și din afara ei, în mijlocul învățăturilor greșite, în mijlocul apostaziei, tu ce faci? Și îmi place atât de mult ce spune în Psalmul 16 la versetul 4 David. Idolii se mulțesc, oamenii aleargă după Dumnezei străini, dar eu n-aduc jertfele lor de sânge și nu pun numele lor pe buzele mele. Dar eu n-aduc jertfele lor. Poți să te lași târât în păcatul tău, poți să trăiești pentru tine, poți să fii în lipsă de cunoștință sau poți să te apropii de El. Dar eu n-aduc jertfele lor. Și aș vrea să vedem că copiii lui Dumnezeu au inima curată. În mijlocul stricăciunii, copiii lui Dumnezeu au inima curată. Ei pot să vină în părtășie cu Tatăl, să-L cunoască pe acesta prin jertfa Domnului Iisus care îi curățește de orice păcat. Ei altfel, fără Domnul Iisus, nu ar putea să stea drepți în fața lui Dumnezeu. Dar prin neprihănirea pe care o aduce jertfa Domnului Iisus, se pot înfățișa și pot sta în părtășie cu Tatăl. Ascultam o predică care vorbea despre o trezire și acela care povestea despre ceea ce trăise spunea că Dumnezeu binecuvântase în timpul acela, binecuvântase lucrarea și se vedea mâna lui Dumnezeu la lucru. Și erau într-o seară, pe la 10 noaptea, și un grup mic stăteau în rugăciune ca Dumnezeu să continue lucrarea, ca Dumnezeu să continue cercetarea. Și un tânăr a ieșit în față și a început să citească Psalmul 24.
Cine ar putea să se suie la muntele Domnului? Cine ar putea să se ridice până în locul lui cel sfânt? Cel ce are mâinile nevinovate, cel ce are inima curată, cel ce nu-și dedă sufletul la minciună și nu jură ca să înșele. Acela va căpăta binecuvântarea Domnului, starea după voia Lui, dată de Dumnezeul mântuirii Lui. Și apoi a închis Biblia, s-a pus pe genunchi și a început să se roage. Doamne, am eu mâinile curate, Doamne, am eu o inimă neprihănită. Și în timp ce se ruga, cineva din spatele bisericii a deschis ușa și a început să strige, a venit trezirea. Și 700 de persoane erau în jurul bisericii. Oamenii se treziseră din paturile lor, conștienți de păcatul pe care l-aveau în inimă și s-au gândit că singurul loc în care poate să scape este în biserică. Și au venit să se pocăiască. Nu aș vrea să vă mințiți. Știu că se propovăduiește o evanghelie care spune că Dumnezeu este plin de milă și te va accepta așa cum ești în cer. Nimic mai fals. Dacă vei păși în veșnicie cu păcatul asupra ta, nu vei avea nicio șansă. Dumnezeu nu te va mai ierta atunci. Este încă har, încă se poate, încă poți veni la Dumnezeu, dar atunci nu vei mai putea. Spune în Biblie că îi va trimite pe aceia care au păcatul asupra lor, îi va trimite în iad și mielul împreună cu sfinții săi se vor uita cum păcătoșii în iad se chinuie, cum păcătoșii sunt loviți de mânia mielului și sfinții se vor pleca înaintea unui Dumnezeu în veci de veci drept, a unui Dumnezeu sfânt, care nu lasă ca păcatul să intre în împărăția Lui. Avem promisiunea aceasta și în același timp trebuie să înțelegem. Domnul Iisus a spus, sfinții Lui vor străluci ca soarele în împărăția Tatălui. Păcătoșii vor ajunge în iad, sfinții vor străluci ca soarele. Dumnezeu doar față de neprihăniții săi nu va mai putea de bucurie. Doar cei sfinți vor moșteni împreună cu Hristos împărăția cerurilor. Cei păcătoși vor ajunge în iad. Și aș vrea să vedem în ultimul rând că doar cei care îl iubesc pe El, doar cei care caută numele Lui, doar cei care se îndreaptă spre El, vor avea parte de El. În 1 Corinteni, la capitolul 8, la versetul 3, citim, dacă iubește cineva pe Dumnezeu, este cunoscut de El. În altă parte citim că dacă iubește cineva pe Dumnezeu și păzește poruncile Lui, Tatăl îl va iubi, Fiul îl va iubi și îi se va arăta Lui. Avem promisiunea aceasta în Biblie. Și nu știu încotro te îndrept și nu știu inima ta către ce lucruri caută. Poate că ești târât de păcatul tău, dar încă există har. Citam câteva versete din Apocalipsa 3. Acolo într-adevăr se spune ticălos, nenorocit, orb și gol, dar apoi Domnul Iisus spune veniți la mine și cumpărați. Încă este har, încă se poate. Dar într-o zi vă spuneam că ușa harului se va închide și precum au rămas acei oameni și băteau la ușa corabiei care era închisă și mânia lui Dumnezeu venea și potopul venea, tot așa și atunci mânia lui Dumnezeu se va revărsa peste toți aceia care s-au considerat ei înșiși sfinți, fără a fi venit înaintea lui Dumnezeu cu adevărat, cu o credință adevărată, cu o neprihănire pe care nu o dă lumea, ci Dumnezeu prin jertfa Fiului Său. Încă este har. Căutați și veți găsi. Bateți și vi se va deschide. Încă putem primi mila lui Dumnezeu. Și astăzi, dacă auziți glasul Lui, nu vă împietriți inimile. Veniți la El ca apoi să puteți să strigați cu Duhul. Vino, Doamne Iisuse. Amin. Amin.